Salut, eu sunt Cristi și într-un final a venit sfârșitul verii. Cred că această vară a fost cea mai activă vară pentru că am făcut cel mai multe lucruri și cele mai multe activități față de celelalte veri. În această vară, bine, pe undeva pe la sfârșitul verii, undeva prin august, m-am decis să-mi pun camera pe trepied și să-mi creez un canal numit Cristi Munteanu și să mă apuc de făcut vloguri. Nu a trecut foarte mult timp de atunci și uite unde am ajuns. Într-o lună am ajuns la 13.000 de abonați, desigur cu ajutorul unor youtuberi români foarte dragi. Shelly, The Wamper, Schițu Dariu și bineînțeles Vlad Munteanu, fratele meu. Fără ajutorul fratelui meu nu ajungeam la atâția abonați, nu ajungeam să-l cunosc pe Shelly. În fine, vara a trecut, școala începe. Chiar doare. A fost cea mai scurtă vară din viața mea, dar aproape a fost și cea mai bună. Mă rog, astăzi pentru că n-am mai postat de aproape 2 săptămâni, m-am gândit să postez seria Geamăn vs. Geamăn creată de Vlad. Și astăzi o să vedem care e cel mai bun în challenge-ul care va urma. Începem. Deci pentru challenge-ul de azi, în seria Geamăn vs. Geamăn o să fie 7 Seconds Challenge. Sigur știți ce este 7 Seconds Challenge, trebuie să faci o acțiune dată de domnul în 7 secunde. Dacă nu o faci, pierzi un punct. Duțu, 3 ființe care încep cu litera B. Berbec, bizon, bur, saie. Ai 7 secunde să sari și să atingi tavanul. Tu nume? Nu am atins, aia. Ți-ai spus și telefonul. E ok. Da. Ai 7 secunde să zici 3 capitale. București, Paris, Roma. Bravo. Răspunde. Ai 7 secunde să faci 5 flotări. 0 1 2 3 4 5. Gata. Așa, bravo. Ui. Ai 7 secunde să zici o armă de level 30 din Metin 2. Pătărie. Nu mă joc Metin, îmi bag Metin. Ai, frate. Cum? Cum îi zice? FMS, RIB. Aoleu, de nu m-am gândit la... Ai 7 secunde să spui 4 programe de editat. Sony Vegas, After Effects, Paint, Premiere Pro. Apoi da-le acolo, de... nu contează. Premiere Pro. Ai 7 secunde să găsești ceva blu în camera asta. Căști, sunt blu, uite cum se văd, blu. Hai. Ai 7 secunde să sar de 10 ori. Start. 3 10. 4 Să mor eu. Ai 7 secunde să găsești 3 obiecte galbene. Dar nu-i galben. Gata, s-a dus timp. Alabastru. Ok. Deci e ăla-i e gal. Unde? A, e galben. Este... Puteai să li poste, uite câte sunt! Ai 7 secunde la dispoziție să-mi spui 4 magazine. Mega Image, Lidl, Metro și... Ai. 4 magazine și... Am zis 4? Da, 4. Ah, ai pierdut! Ok, ai 7 secunde să te rostogolești de 2 ori. Au trecut. Și tu vă pusei numai una. Ai 7 secunde să faci karma. Gata. Așa faci râma. Da. Ai 7 secunde să faci o față de violator. Ok. Ai 7 secunde să spui 3 lucruri bune despre mine. Ești deștept, ești fratele meu, ești blond. Astea-s calități? Ai spus 3 lucruri bune. Ai 7 secunde să-ți spui toate căștile pe care le avem noi în camera asta pe cap.
5, 6, gata! 7. Ai 7 secunde să spui 8 în jurături. Crnat, handicapat, ratat. Le-am spus, nu? Bă, hai lovită. Ai 7 secunde să mănânci toți strugurii de aici, dar să-i și închizi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, i-ai înghițit? Oh, oprește-te, oprește-te. Dar tu ai mai făcut acolo. Ai 7 secunde să strigi ceva pe geam. Stai puțin. Ha, să vă por mașina ta! Cam atât și cu acest clip. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like, un share pe Facebook dacă v-a plăcut foarte mult și vreți să arătați și prietenilor voștri și subscribe la canal dacă încă n-ați făcut-o, să fiți curent la curent cu tot ce mai postez eu pe aici. Eu am fost Cristi, el a fost Vlad Munteanu, fratele meu care e chiar aici. Felicitări pentru 40.000. Și mai bătută să zic. Pa!